Bun. Pentru că foarte multă lume m-a întrebat despre cum se comportă jucăria asta de la Eonon. Vă mai fac o mică prezentare după 2 săptămâni de utilizare. Ce îmi place și ce nu îmi place. Ok, începem. Butează o secundă, maxim 2 secunde, pornește. Sus, bara de notificări, buton de touchscreen pentru acasă, localizare GPS pornită, modul Bluetooth conectat cu telefonul, rețea Wi-Fi găsită, la fel făcut hotspot cu un telefon mobil, își trage internetul de acolo. Pentru sunet, iluminare display, ăsta e maximul, buton touchscreen pentru înapoi, buton fizic de înapoi, buton acasă, navigație, butonul de band care pornește radioul, un locaj pentru GPS card. Nu îl folosesc pentru că nu am nicio navigație instalată gen iGo sau ceva de genul. Play pauză, piesa anterioară, piesa următoare și un card SD pe care poți stoca piese, videoclipuri și alte minunății, tot ce vrei să stochezi. Momentan instalat un card Samsung de 16 GB pe care am diferite piese și videoclipuri. Ok. Meniul de acasă, display-ul de acasă, oră, tot ce se află pe dispozitiv sau pe card, ca și piesă auto, radio, setări, video, radio, muzică, Bluetooth, partea de telefonie Bluetooth care e conectată cu telefonul și navigația, în cazul de față, setat Waze-ul ca și navigație implicită. Inclusiv de pe butonul de navigație mă duce direct la Waze care trebuie închis de fiecare dată cu shutdown pentru că altfel rămâne activ și de fiecare dată când treci printr-o zonă de 30 și asculti muzică, efectiv îți staie muzica ca să te facă atent, deși nu am reușit să trec peste acele avertizări să-ți staie muzica. Ok, asta e singura chestie care, să zic, până acum nu îmi place la el. Buton de volum, un buton pentru posturile radio și presetările la muzică pop, jazz, clasic, flat, voce, presetat de tine și rock. De cele mai multe ori folosesc jazzul și rockul. Rockul are puțin mai mult bas, jazzul la fel sună foarte bine, dar cu puțin mai scăzută partea de bas. Ok, luat pe rând, Bluetooth, așa arată meniul, lista de contacte, apeluri și așa mai departe. Radio, ok. Muzică, ce se află pe card sau pe unitatea în sine care are 32 de giga de stocare. Liste, melodii și așa mai departe. Foarte simplu, foarte ușor. Se mișcă excelent. Radio. Tot ce vrei să testul de la bun început. Merge bine, nu are întreruperi. Mulțumit și de radio. Ok, parte de video. Acestea sunt videoclipurile care le am pe cardul SD. Calitate maximă 720p, care am reușit eu să o fac să meargă cel mai bine. Videoclipurile pot fi setate din meniu ca să-ți meargă și în timp ce mașina se deplasează sau nu. Depinde cât ești de încrezător
poți viziona ceva când conduci, deși nu mi se pare foarte ok. Partea de setări, la fel ca un telefon mobil, nu are sens să intrăm în el. Sistem, despre mașină, ok, acesta e modelul, Android 8 și toate nebuniile. 8 nuclee de 64 de bits la 1,5 GHz, 4 GB de memorie, 32 GB stocare. Așa, aplicații preinstalate, Chrome, ceas, DVD, digital video recording, dacă optați și pentru camera de bord, dashcam, să-l cumpărați, care și ăla costă vreo 20 și ceva de euro, din câte am înțeles, Bluetooth Music, la fel, își ia melodiile care sunt pe telefon, fără prea multă bătaie de cap. Cam asta e. Așa, vehicle, prin Canul care îl are instalat de la ei, îți dă câteva date despre mașină și așa mai departe. Inclusiv, nu știu în ce măsură se și vede aici, kilometri, temperatura apei, kilometri pe oră și rotații pe minut. Așa, e-mail, poți seta contul de e-mail ca pe telefon exact, GPS info, cum stai cu GPS și sateliții și așa mai departe. YouTube, merge excelent. La fel, 720p maxim. Deși pe internet scrie 1080p că ar putea să redea full HD. Mă îndoiesc, deocamdată eu nu am reușit așa ceva, dar oricum la 1024x600 rezoluția diagonalei nu poate mai mult jucăria. Oricum, e mai mult decât suficientă. Ok, asta ar fi fost YouTube-ul, Google Maps. Impecabil. Netflix, Play Store, Waze, Spotify, OneDrive, Facebook, tot ce vrei poți să instalezi pe el, la fel ca pe un telefon mobil. Și muzica se aude ok. Ceva la care vreau să revin, din setări se poate modifica iluminatul butoanelor pe verde, roșu, roz, toate nebuniile. Inclusiv are o funcție care schimbă culorile singur. Alb simplu. Sincer, prefer albastru pentru că roșul nu mă încântă deloc, roșu, culoarea roșie într-un bord de mașină. Și cam asta e. Când scoți cheia din contact, se închide automat, s-a pus să-l setezi până la maxim o oră parcă. Să mai rămână activ navigația, dar de obicei când scoți cheia din contact e setat să se închide automat. Cam asta e. E bună jucăria, își face treaba, e scumpă, dar decât să mergeți pe un
pe o navigație originală gen Philadelphia 835, care și aia ajunge la 1200-1300 de lei. E mai degrabă pe un Android, totuși am mai multe posibilități de a instala pe el sau a mai face modificări. Plus, în pachet vine cu mult iubita cameră de marș arier, care este gratis, dar oricum o plătiți și aia prin bani, care e instalată, merge, își face treaba, reduce sonorul la muzică și cam atâta. Și funcționează doar când mașina este în marș arier. În rest nu merge. Ar fi fost interesantă o metodă prin care să o poți porni și altfel, dacă vrei să înregistrezi, de exemplu, ce e în spatele tău. Cam asta e. Muzica merge și cu navigația pornită. Și credeți-mă, merită toți banii să ai Waze-ul ăsta pornit, să-l ai pornit în bord, să nu mai ai telefoane agățate și suporturi pe parbriz și brizuri agățate și cabluri trase. Ăsta e singurul motiv pentru care am ales așa ceva. Plus, conectivitate, are o grămadă de intrări în spate, puteți pune și un subwoofer în spate, în portbagaj, dacă aveți de gând să ascultați muzica la nivel un pic mai intens. Plus 3 intrări USB, două dintre ele le-am tras, sunt în torpedou, una e neutilizată, care e pe spatele aparatului. Are două antene, antenă de GPS. Antena de GPS am montat-o în față, iar sub torpedou este pusă antena de la Wi-Fi, plus un microfon care vine în pachet echipat pentru convorbirile hands-free din mașină, montat peste el. Și cam asta e Touranul meu Kel și cu climatizare manuală. Baftă, băieți! Decât să aruncați 1000 de lei pe ceva no-name și chinezărie, sau 800 de lei, sau mai nou am văzut la 300 de lei navigații, sincer, dai un ban, dar știi pe ce-i dai. Ok, mulțumesc. Spor la cumpărături. Link-ul o să-l aveți în descriere mai jos. Plus, pe link-ul respectiv, voi beneficiați de 5% discount și eu o să primesc un cadou din partea lor, care oricum e mai mult simbolic. Mulțumesc!